Am auzit de foarte multe ori că dacă ești bun, ești luat de fraier. Iar asta ne-a convins pe foarte mulți dintre noi că bunătatea este un semn de slăbiciune, un lucru de care oamenii pot să profite. Așa că vreau să facem împreună o modificare în propoziția asta. Singurul moment în care ești luat de fraier este acela în care ești bun cu cei din jurul tău, indiferent de cum te tratează ei. Bunătatea ta este dovada caracterului tău, iar felul în care te tratează ei este o dovadă a caracterului lor. Faptul că cineva ți-a făcut un rău sau a profitat de tine nu poate să spună nimic despre tine, dar poate să spună foarte multe despre acea persoană. Nu spun că ar trebui să fii bun doar cu cei care sunt buni cu tine, însă spun că ar trebui să te respecti îndeajuns de mult, încât să știi cine merită efortul tău și cine nu. Nu lăsa acțiunile, vorbele, caracterul altora să schimbe ție modul de a fi. Nu lăsa răutatea altora să schimbe bunătatea ta. Când persoanele din jurul tău nu te tratează așa cum tu îți dorești, nu te schimba pe tine, ci schimbă persoanele cu care te înconjuri.